Hai că am vorbit cu cineva. Rezolvăm situația. Că avem nevoie de niște proteine. Eu simt că tu te-ai pierdut carne? Puțin. Te-ai uitat la mâncare, ai refuzat. Deci tu ai refuzat mâncarea, înțelegi? Și ea s-a întors ca un bumerang. Exact. Și practic, uite în ce situație te afli, că nu mai pot să mă înțeleg cu tine. Dar ne învață șef Vladi Cuzuc să preparăm cheeseburger. Salutare! Salutare, salutare! Bună ziua! Ce ingrediente ai acolo pe masa de lucru? Niște ingrediente la care cam poftesc de ceva timp, dar hai să trecem peste asta. Avem o chiflă cu cartofi, avem niște cartofi coți, mi se pare că se potrivesc foarte bine cu hamburgerul. Apoi avem bacon, ce hamburger este hamburger fără bacon. Bineînțeles că avem brânză, altfel nu ar fi cheeseburger, dar nu folosim orice brânză, folosim cheddar. Este o brânză un pic mai iute și... e frumos colorată, arată mult mai bine în chiflă. Apoi avem muștarul Dijon, avem roșii deshidratate și avem sare. Este foarte simplu, folosim cât mai puțin ulei, cât mai puțină grăsime. Toată grăsimea o vom trage din bacon și din carnea de vită. Perfect. Pare atât de simplu, dar nu cred că e simplu să facem cheeseburger. Exact. Cum pregătești carnea? E, aici vine simplitatea. Asta este o idee care ne-a venit la un moment dat într-unul din restaurantele în care lucram. Voiam să facem un cheeseburger, dar nu aveam plită. Și ne-am gândit că în tigaie ar fi mult prea dificil să facem acea bucată mare de carne, poate nu s-ar rumeni cum trebuie, așa că am zis, hai să o facem bucăți. Și am făcut-o. Ne-am uitat la ea, am zis, dar nu băgăm și puțină brânză, ca să fie un pic cleioasă, ca să se întindă frumos, să fie cât mai decadentă. E bine... uite așa, a ieșit cheeseburgerul ăsta. Da, extraordinar, foarte tare, da. Foarte tare. Dar bun, și care e diferența, nu știu, între burgerul ăla cu carnea tocată și carnea tocată pentru chifteluțe, da, exact, pentru perișoare, exact. Pentru ce? Păi, în primul rând, în hamburger se folosește preferabil doar carne de vită. Este foarte important. În chifteluțe sau în pârjoale vom folosi și carne de porc. Acolo vrem mai multă aromă, acolo adăugăm și alte ingrediente, vom adăuga ierburi aromate, vom adăuga tot felul de arome, care mai de care. În hamburger, faptul că eu am pus aceste roșii deshidratate și muștar Dijon, unii l-ar considera un sacrilegiu. Carnea de vită este suficient de gustoasă încât să nu aibă nevoie de altceva în afară de sare și piper. Ne arăți și nouă cum se montează corect cheeseburgerul sau hamburgerul? Acest cheeseburger, deoarece un hamburger normal cu bucata de carne întreagă va fi acompaniat de salată, de diferite sosuri, roșii, castraveți proaspăți sau castraveți murați, în funcție de preferințe. Însă, acesta simplifică foarte mult procesul. Deci, avem chifla. Am spus că folosim unt. Eu v-am recomandat în rețetă și 5 grame de unt. Acele 5 grame de unt se ung pe felie înainte de a fi prăjită pentru a o face crocantă. Deci, avem chifla, avem cartofii, avem baconul. Încă un lucru foarte important. Baconul îl vrem crocant, la fel cum este chifla. Pentru a avea baconul crocant, trebuie să alegem un bacon făcut din piept de porc, nu din pulpă spate. Aha. Și trebuie să fie cât mai gras. Îmi pare rău să vă spun asta, dar să nu vă anunțați nutriționistul. Rămâne între noi. Gata, deci, nu spunem nimănui. Am aici țin la cald carnea cu brânza, deoarece vreau brânza să fie topită. Și avem chifla. Folosim o lingură de încredere. Amestecăm frumos compoziția pentru a fi siguri că este omogenă și vom da asta la o parte deoarece ne încurcă și începem. Vedeți, având brânza în compoziție, ea se ține într-o singură bucată. Nu pleacă nicăieri. Ai spune că este carne tocată și o să se ducă în toate direcțiile și va fi dificil de mâncat, dar aici ne ajută brânza. Nu dă doar aromă, nu doar aspect, ci are și o utilitate. Ține carnea într-o singură bucată. Da. Okay. Leagă carnea. Bineînțeles. Avem carnea
sincer, eu sunt mâncăcios, eu sunt pofticios, îmi place foarte, foarte multă carne. Deci, o să acționez în consecință. Am deoparte, menținem curățenia, bineînțeles, ca să nu murdărim. Și baconul crocant, foarte important felul în care se rupe, trebuie să plesnească, nu trebuie să se întindă nimic. Așezăm baconul, încercăm să acoperim toată suprafața, deoarece vrem bacon peste tot. Când mușcăm, vrem doar bacon și carne. Atâta tot. E bine, e simplu, nu? Punem capacul, presăm puțin, ca să aducem totul la consistența, la înălțimea dorită, de fapt. Avem o farfurie, avem un clește de încredere, cartofii. Cartofii au fost opăriți în prealabil. Foarte important, în momentul în care facem cartofi, în momentul în care îi fierbem, trebuie să începem în apă rece. Dacă începem în apă clocotită, aceștia se vor face praf la exterior și vor rămâne cruzi în interior. Deci, procesul de pregătire începe prin a opări cartofii, cam 10 minute de când începe să fierbă apa. Îi dăm cu usturoi pisat proaspăt și cu boia. Lucrul ăsta poate fi făcut cu o noapte înainte, se pot lăsa în frigider, ba chiar este recomandat, deoarece aceștia își vor trage aroma. În momentul în care vrem să-i băgăm la cuptor, pregătim cuptorul, preîncălzim la 180 de grade, stropim cu puțin ulei ca să-l facem crocant pe cartof, băgăm în cuptor timp de 10 minute sau până când devin crocanți. Ei deja sunt gătiți, deci nu trebuie să ne facem griji că vor fi tari sau cruzi. Bun, cartoful este pe farfurie, avem hamburgerul. Sunt două variante în momentul ăsta. Fie îl prezentăm așa, întreg, sau, ca să ne dăm puțin mari și să vadă toată lumea ce avem noi aici înăuntru, nu doar cel care va mânca, îmi pare rău să vă spun, dar eu voi fi acela. Nu, asta e o veste tristă. Acum... Eu stau destul de aproape de studio, așa că dacă mă rugați frumos... Da, chiar foarte frumos te rugăm și poate ai posibilitatea să îi dai și lui asta mică puțin, că ea... Că-s cu glicemia. Ea are glicemia. Cu cea mai mare plăcere. Bobe, o fac spre binele tău, voi veni, o voi hrăni pe Adela ca tu să fii în siguranță. Perfect, îți mulțumesc tare mult, Vladi. Deci, avem așa ceva. Da, excelent. Toată lumea este... Nu pot să spun altfel decât decadent. Exact. Îl montăm în farfurie, îl așezăm, până la urmă este un hamburger. Nu trebuie să fie perfect așezat, nu trebuie să fie pieptănat sau frumos. Trebuie doar... Tot în stomac ajunge, cum ar veni, știi? Da. Tot în stomac ajunge, bineînțeles. Ei bine, simplu, rapid, gustos și gras. Da, chiar că da. Mâncarea... Da. Mulțumim bine, tare mulțumim mult, Vladi! Mare plăcere! Și așteptăm să prim... așteptăm hamburgerul, bă, cheeseburgerul să vină, dacă da. Ești și tu înfometată, micuța, n-am mâncat de ieri. Bine, mulțumim tare mult! Cu plăcere! Salut!